Specialiștii le atrag atenția fermierilor să ferească animalele de căldura excesivă și să le asigure necesarul de hrană și apă pe toată perioada zilei. Specialiștii în zootehnie le atrag atenția fermierilor că regulile care trebuie respectate sunt simple și ușor de pus în aplicare. Totdeauna în condiții deosebite trebuie luate măsuri deosebite, respectiv animalele trebuie protejate prin a fi pășunate în zone unde este umbrar, să ținute în umbrar în perioada când temperaturile sunt ridicate, să se asigure necesarul de apă și pășunatul să se facă acel pășunat de seara care s-a practicat de-a lungul timpului, nu spun de noaptea, dar de seara și dimineața de vreme, ca în timpul zilei când aceste temperaturi sunt ridicate, animalele să fie protejate de acest fenomen care este temperatura ridicată. Potrivit inginerilor, măsurile trebuie respectate pentru prevenirea unor eventuale îmbolnăviri în rândul efectivelor de animale.